Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou vlog super, super mega tare, pentru că astăzi este o zi extrem de specială, este Crăciunul, este chiar 25. Și vă urăm Crăciun fericit. Vă urăm Crăciun fericit, să fiți sănătoși, să fiți fericiți și în anul care vine să îndepliniți tot ce v-ați propus voi. Acesta este un vlog foarte, foarte special și a devenit așa o tradiție să deschidem cadourile în ziua de Crăciun. În vlogul de anul trecut nu am fost în formula completă, dar acum suntem în formula prea completă, pentru că în spatele camerelor toată familia, inclusiv bunicii, inclusiv părinții mei, părinții iubitei, inclusiv nepoții, frații tuturor, inclusiv nepoțica noastră frumoasă. Ia uitați-vă. Tu și nu mă trage de păr aici, măcar cu oamenii ăștia de față. Iubirea mea. Așa că înainte de a începe acest clip, nu vreau să vă spun eu nimic, o să vă spun Andruța să rupeți butonașul de like, deci toate like-urile sunt pentru ea, așa că câte like-uri o să se strângă la vlogul ăsta sunt datorită Andruței, așa că dați un like pentru Andruța. Și nu ne mai lungim cu vorba, intrăm direct în pâine, pentru că avem foarte, foarte multe cadouri de desfăcut. Ce crezi că se face de anul ăsta? Nu știu, dar am emoții așa cum o să fie totul și sper să-ți placă ce ți-am luat și eu și tot. Preconizezi ce ți-am luat? Nu, chiar nu, niciodată când îmi face o surpriză nu pot să-mi dau seama ce e. Nu dezvăluim, chiar îmi place să, când îi fac o surpriză, îmi place să-i fac o surpriză pe bune. Și vor veni foarte multe surprize în anul care vine, o să vedeți că v-am pregătit multe, multe chestii nebune. Deja știu ce-ți iau de 2 ani. Ca să știi și o să și filmez chestia asta, ca să vedeți și voi ce am pregătit. Hai să începem. De ce începem cu ușorule? Da, nu știu! Hai să începem. Hai cu cadourile de la părinți. Părinți. Să le dăm sau să le luăm? Ce vrei să facem? Să le luăm prima dată. Hai să le luăm prima dată. Haideți că vrem să vedem ce v-a lăsat vouă Moș Crăciun să ne dați. Ia. De în fiecare an moșul lasă cadourile frumoase la părinți. În ce părinții tăi? Da. De cadourile, mami, să vedem ce am primit. Ce v-a lăsat? Ce a lăsat moșul? Al meu vizionă e cadourul la mărăi. Mi-a dat o frăsuță cu Moș Crăciun. Eu mă simt așa că mică de tot. În vlogul ăsta vrem să fim copii. Adică suntem. Uite, stai cu asta încep. Scrie ceva? Nu scrie. Eu văd că parcă scrie ceva în interior. E un mesaj pentru mine. Era niște caragiale? Erau cari de la caragiale? Da. Vai, ce-am primit eu aici. Mama asta e foarte frumoasă. Vai, e fix pe stilul meu. Da, chiar pe stilul. Coloraș, așa. Da, mulțumesc moșu care a venit și a trecut pe la mami și tati. Ne-a luat meci, ia să vedem. Și mie mi-a dat felicitare. Și tot o carte? Ce frumos, dar nu știu să spun, e tot caragiale. Tot era să-i pun la tine. Da, se primește. Mulțumesc, iubirea, pentru cadoul de navar. Și mânuzița, eu să vedem. Să vedem. Mama mea, e full black. E nebunie. Ia stai cu ele așa, ia puneți-o așa. Oh! Hai mă că suntem urban gangsteri. Foarte frumos, mulțumim mult! Mulțumim mult de tot, moșu, din partea mamei și tatii, mulțumim mult de tot! Urmează următoarele cadouri din partea celorlalți părinți. Avem mai mulți părinți. Două perechi de părinți! Să știți că eu am scris moșului ce să vă aducă pentru voi și... L-a lăsat la tine? Da! Moș Crăciun, da? Moș Crăciun, deci, m-am făcut mare și am uitat să mai scriu scrisori, că înainte scriam. Tocmai ales m-am lăsat. Și ne scriu părinții. Ne scriu părinții meu cunoscut. Trebuie să scriu și să-mi aduc mie un Lamborghini Urus, da? Ce să... Hai, tu prima. Ia să vedem. Cutia asta, că e mai mare și pare mai interesantă. Eu cred că e o cheie de la un Lamborghini Urus aici. Hai. Cât de mare e cheia de la Lamborghini? Mare, să o vezi. Ia să vedem. O să fie cel mai, o să deschidem cadouri o oră. Vai. Mamă. Sunt dale așa pe stilul meu. Să potrivesc chiar la această ținută. Oh, sunt de mini așa. Da, exact. Ai și rochița. Uite cât de frumoase sunt. Vezi să nu-mi scoți nasul cu ele că și rochița la fel. Să faci cadou operație. Uite și rochița la fel. Da, foarte frumoasă. Vai, nu cred.
Băi, fraților, eu o să mă mai opresc și din zâmbit, deși zâmbit și continuu, mă doar obrajii. Băi, de mult îmi place. Și mai am aici. Mai nu rog. Aia e pentru seara de revelion. Mamă, mă vrei mireasă? Da. Aduceți costumul, că eu am rochia. Glumesc. Nu, a zis ombra pe asta în seara de revelion? Da. Ia uite ce frumoasă e asta, chiar e frumoasă. Vai. Vai, cât de frumoasă e. Chiar îmi place, da. Mulțumesc. Mulțumim moșului da, care a trecut. Da, puțin că eu n-am terminat. Ah. Eu nici măcar n-am început. Presim că e ceva frumos, ia. O, Armani Code Absolute. Absolute. Stai puțin că să deschide. Stai puțin că nu poți să mă opresc. Eu cred că trebuie să deschid. Și eu știu că am văzut. Ia. Trebuie să mirosim întâi la parfum, nu ai cum să te bucuri așa din prima dată. Eu trebuie să miros, frate, să fiu natural, nu... Este preferatul tău. De eu știam asta. Că ăsta prefer tu. Nu mai știi? Moșu știu, mă. Moșu în sfârșit, iar îl are înapoi, ăsta e preferatul meu, îl prinde cel mai bine. Mamă, da, da, ăla care îți place, dă-te, în sfârșit îl are iar. Dă-te cu el, să nebunesc aici. Băi, dar noi n-am pupat părinții, să vină părinții aici să-i pupăm. Pupăciunile după. Asta este. Dar mie-mi ține parfumul ăsta, o să-mi țină parfumul ăsta un an. Iubite, nu-i ține, că ea mai deși pe-n cameră, pe mașină. Adică, după ce te dau parfumurile mele peste tot. Am vrut să iau și eu nu stau parfum și el a zis că nu, că din parfumurile nu și le dă de-aia. Stai liniștit, eu nu-ți găsi din hainele mele să îmbracă nimic, da, numai din hainele mele. Deci mulțumesc pentru cadoul ăla, tot aminte o să ajungă de asta, așa fericită. Da, da, stai liniștit, două bluze totale sunt toate. Exact. Eu nu pot să port de la ea, de aia poate să poartă de la mine, hai. Deci momentan am primit niște cadouri absolut pupăm geniale. Pupăm după la final, da, ca să... Îi pupăm pe toți părinții mei, că acum sunt suntem... Sunt acolo în spate, e ceva așa, deci, drăguț, noi suntem super fericiți să-i vedem acolo pe toți. Momentan am filmat o grămadă și am deschis 4 pungi, adică gândiți-vă și voi la asta. Ce urmește? Zic că dacă tot am început cu părinții, să le dăm cadourile părinții. Ce ne-a lăsat și nouă moșul pentru părinți. Hai să da? Da. Hai, începem cu părinții tăi. Da, hai. Iubire, da. Că nu știu care tată era aici. Tatăl meu e aici. Sigur e tatăl meu aici. Tată, e tatăl meu. Am pierdut un cadou pe drum, dar o să... Moșul l-a pierdut, că e prea împrăștiat moșul. O să-l găsim noi. Știm sigur că moșul a avut prea multe cadouri anul ăsta și a zis, le las pe acolo. Da, dar o să le găsim noi. Da. O să le recuperăm. O hai. Parte din cadoul pentru mami Crina. Hai mami, era. Haideți mami. Ăsta, cealaltă jumătate. Mă sigur aici sau e doar pun? Da, fă loc. Hai mami. Nu aici, asta e ceva așa micuț. Foarte frumos. Vă place, da. Ia, pune-ți-o la mână. Arată-și tu acolo la cameră ce-ai primit. Super frumos. Mai arăt și la cameră. Și așa, și hai, dai mie să bun? Da. Ia. Eu nu văd. Și mai avea o parte cadou, dar... Și mamă, chiar voiam să-ți dau cadou ăla pentru că... Ăla chiar era ceva foarte drăguț, da. A, ultima mașină. Mulțumim și noi. Ai, ce drăguț vă vine. Da, chiar vine foarte frumos. N-ai cu tată, că-mi pe-ai trebuit și tu cu pe-ai. Vino tata, încoa. Adon și noi un pic aici lângă copilă și așa că... Pentru tine. Chiar bun? Fata asta mi-a adus-o. Fata asta mi-a adus-o. Pe fata asta i-am adus-o, mami. A, uitați ce fată frumoasă mi-a adus-o. Crească, moșu, Doamne ajută. E o fată mai frumoasă în spate acolo. Glumesc, știți bine că... Wow, iar mă. Bă, dar moșul ăsta e periculos. Să vadă camera. Da, uitați ce moș generos, se vede că a fost cu minte. A fost cu minte. Super cu minte. Până și mami a zis că a fost cu minte, nu mami? Mami a fost... Da, s-aud glas de copii. Moșul, de unde vii? Hai să facem. Încărcat cu jucării. Îți place? Foarte frumos, moșul, să trăiască moșul. Cel mai mult îl iubesc pe moșul, e vorba ta de când erai mic. E un cadou așa mai special pe care am simțit să-l facem așa din toată inima. Și sperăm să-ți placă. Moșu, deschide-l așa de aici și de sus. Dați bambica. Facem reclamă, nu vreau să fac reclamă. Facem reclamă la toate ani. Sigur le trebuie să la așa reclamă. E prea exagerat moșul ăsta. Sigur le trebuie la așa reclamă. Un glob. I-am luat un glob. Dar ce dată, mamă, ce mișto e.
e asta, mami, cadou. Gata, globul vine la mine. Ești un pic spart, e tot ce trebuie. E spart? Da, când vezi că pică din el. Ți-am luat un glob spart, mami. Puiule, faci de sclipici? Deschide la Iisus. Cum îl deschizi, mă, mami, mă? Of, nu știi să desfaci un cadou. Așa se deschide. Ce frumos. Da, nu trebuia, mă, să vorbesc cu mine așa. Ba, da, trebuia. Zici, frate? Da, nu trebuia. E din aur alb și are diamante și safir. Nu trebuia, crede-mă că nu trebuia. Mai un pic și plânge. Nu trebuia, mă. Oh, mami mea. Vezi cum a pupat pe mine, voi, tu. Păi da, asta înceacă pe ăla. Eu am o vorbă când eram mică. De fiecare dată mami să mă pulpe pe mine ultima, să rămână pupicul meu ultim. Îți place? Hai să-ți pun. Trebuie să-mi îmbac ea în buzunar, să nu zică cineva că i-am făcut cadou mașina mea. Stai, nu știu dacă se vede. Prea mult. E o prociuriță tare. E cadou și de la Hani. Da, uite că a venit și băiatul aici să-ți dea cadou. A, ești tu, dar ai fost afară. Copilașii mei. A fost. Da. A, ce frumos îți vine. E așa, super. E mai apropiat de vid. Niciodată nu am făcut așa un cadou mai spectaculos, mami, și am simțit anul ăsta de Crăciun. Am simțit să te răsfățăm că și tu ne răsfăți de fiecare dată și ne ajuți foarte mult. Mami e manager, e psiholog, e tot ce vrei. Dar nu trebuie, mami, exagerat. Hai, tati, unde e? Ce cacică ți-a adus? Ia uite, uitate-ți... nu, o gagică și un gagică. Aoleu. Nu pe parte de el, da. Pe pungă, păi în pungă ce? Lasă-te mai jos, că nu ți se vede cap. Nu ți se vede cap. Mi-a zis că mi-a zis o gagică. Uite gagica în spate. Gagica e în spate. Păi trebuia să o bagi în cap, în pungă. Vă place, tati, bluza? Ah, super mișto. Să-mi toarce și la mână. Întoarce, așa. Deci îmi face reformă, v-am luat. Ne dau ceva ca și ca voastră. V-am luat. Nimicuță? V-am luat cu galbenul dumneavoastră și tata cu roșu. Ca să fiți meci. E mai înflăcărat, eu sunt mai gelos așa. Mai gelos. Da, gelos. Da, așa se zice. Măi, tati, nu. Nu, n-am găsit. Moșul ăsta s-a dedicat de fusta Crăciunițe și n-a găsit număr. Așa să. Hai, continuăm. Asta a fost cadourile pentru părinți. Mai am un cadou pentru mama, dar l-am pierdut pe drum, dar o să le găsim. Moșul ăsta. Avem aici o păpușică, este verișoara Andruței. Și a venit moșul și pentru ea, iubita mea, doamne, tu știi, deci asta mică știe fiecare părticică din fiecare vlog al nostru. Face și că anul trecut, Renul ăsta era pe partea cealaltă. Intrați voi la vlogul de anul trecut să vedeți că Renul ăsta era pe partea cealaltă. Zi, Didi, bună! Bună! Ce ți-a adus, moșul? Hai să vedem! Wow, ce glob și mega! Fără emoții, Didi! Wow, pentru că tu ai un păr așa de prințesă. Și l-ai mare și lung, uite. Bombonele. Și uite. Wow. Ți-am zis că ești prințesă? Da. Vezi ce cerceluș frumos te-a adus moșul? Ce tare. Ce emoții are. Ia ce vezi. Nu e pentru tine, alo. Îmi dai și mie? Nu, uite, ia uite. Ce-a adus acolo, moșu? Bunată? Era un păpușe. Da. Wow! Îți place? Și ia uite, ești gata acum să vezi ce ți-a mai adus moșu aici? Cadou pentru Ani. Pam, 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 pam! Yeah! Uite, seamănă cu tine! Ia uite! Preferatele ei, Elsa și Ana. Elsa și Ana, vezi? Avem aici un cadou pentru Andruța care a adormit între timp. O tabletuță. Poate până la final apare și ea. Poate până la final se trezește și ea. O tabletuță și un super costumaș. Ia uite. Ia uite ce costumaș frumos i-a luat Tuși. Ce-mi place. Moșul. Moșul și Tuși. Și cu unchiul. Da, tot așa, blănită și frumoasă. Și toată lumea. Uite, gândește-te că te ia Andruța în brațe. Didi, Andruța a primit ca tine niște cerceluși. Wow, cerceluși din aurel.
De bine ești tu, Foarte tare. Și aici avem pentru... Pentru Daie, sora mea și Ionuț, cumnatul meu. E ceva ce știu ca să-ți placă ție. Îți plac? Da, sunt super frumos. Mulțumesc, moșule. Și lui Ionuț, știu că e cu SpongeBob, dar nu i-am găsit cu SpongeBob. Ai zis cu Winnie. Îți plac? A dat din cap. Livrare specială. Așa, hai. Așa, și mai avem acolo niște frați. Ăsta, care crezi că are crezut pe trugare? Ăla e al meu și ăla e al meu. Nimeni. Aha, ce țeapă. Ăsta e al tău. Mersi. Da, stai, îl arătăm înainte. Nu îl arătăm. Și ăsta e al meu. Mulțumesc. Te bag aici. Mulțumim. Mai avem aici pentru Dai și Ionuț, de la moșul din altă parte. Daie, Ionuț, mai aveți aici niște cadouri. Da, vreți tu. Veniți să le luați. Daie a primit aici două parfumuri. Ionuț, ceva de la Polo. Hai. Aici, în partea asta, avem și pentru bunici, pentru mămăici și aici pentru tătăici. Am ajuns la momentul mult, mult așteptat, pentru că am zis să începem și noi cu toate cadourile, să facem așa ca în familie, dar știm ce vreți voi. Nu le-am arătat, sunt așa între noi, între așa și... Dar știm ce vreți voi să vedeți, de fapt, cadourile pe care ne-am făcut noi, unul pentru celălalt, anul trecut. Ne-am făcut cadou, dacă mai țineți minte, la fel, același cadou. Și anul ăsta ne era atât de frică că la fel o să face și o să ne intersectăm în același magazin. Anul ăsta sper să nu, dar și anul ăsta am dorit cu spaimă, dar hai să desfacem cadourile de Crăciun. Nu sunt asemănătoare, le spunem oamenilor de pe acum, pentru că am avut un ajutor pe spiridușa a mamii cu care am vorbit și ne-a asigurat că nu o să ne întâlnim în același magazin. Crăciun fericit. Ce? Ca să mă faci bine să mă simt prost la final, nu? De ce? Pentru că la tine o să fie frumos și la mine nu, pentru că n-am avut timp, nu? Dar de ce? Hai, poți să încep tu pe al tău? Nu, tu. Hai, eu. Tu pe al tău, pe al tău. Și este împachetat de tine? Eu l-am împachetat aseară. Ai și tu un pic cam strâmb, sincer să fiu. Era cam amuzat. Tu cu moșul. Da, eu cu moșul l-am împachetat. Ai și tu un pic cam strâmb, sincer să fiu. Bun, frate, mă dor, am zâmbit în continuu. Stai, mă, stau așa. Am tăiat acolo, am ciopărțit, am pus niște scoci, niște lipici și zipizi, a ieșit foarte bine. Moșul a făcut funda. Însă? A funda a ieșit foarte bine, bravo, moșule. Are experiență de atâția ani. Hai, scoțul e de la mine. Scoțul e de la tati. L-am luat la jumă. Hai, deschide, că am emoții. Mamă, eu chiar am emoții, frate. Nu, rog, rog, ești cel mai frumos, mă. Dar vreau așa ca un copil entuziasmat. Deschide ca un copil. Ca un copil entuziasmat? Hai că deschid frumos. Nu, hai, deschide ca un copil entuziasmat. Hai, deschide-l. Deschide-l. Deschide-l de tot. Deschide-l pe tot, haide! Hai, deschide! Deschide-l, puiul! Deschide pe tot ce arată! Hai, deschide! Nu mai deschid! Asta e mult! Deschide! Leacă de aici! Hai, deschide! Mami, bine! Hai, pui, deschide-l pe tot! Asta nu e pentru mine, pentru cine e? Nu mă, că de moșul de mult pe horna, cu lar de jialul, mai repede! Tati, trec momentul, vine să vrei și tu mă mai să arăt! Hai, deci eu și dau cu tine! Iubire. Hai, deschide. Deschide că la cutie știi tot. Aaaa, surpriză, țeacă! Nu ți-a dat Adidas. Nu ți-a dat Adidas, țeacă. Deschid ochii? Da. Vezi că mai sunt niște chestii pe acolo. Nu mi-a luat Adidas, că e un carton cu Adidas. Păi da, ți-a luat cartonul doar. Uite, mi-a luat un triculeț. Nu sunt bani în el, nu-s caragiale. Cu care încep? Cu ăla. Că-s mai multe? Cu ăla, ăsta. Mamă, iubire. Asta e o chestie pe care tot te auzeam că ai nevoie, că ai nevoie. Și de fiecare dată făceai rost. Ba de la verișoara ta, ba la la la, dar niciodată nu mai aveai timp să trebuie să ți-l cumperi. Am cumpărat eu unul să știi că l-ai. Eyeliner, măi, că știe că folosesc eyeliner. Ai luat un eyeliner de ăsta. Mulțumesc, iubire.
Ia vezi, da, ce drăguț. Da, păi e de la este cine trebuie. De la Estelo V, de la. Nu, este de la ISL. ISL V, ăla. Reclamă la greu. Ia vezi, ia vezi. Da. O, e ce trebuie. E bine. Ai, că mi se mai ia dacă e ceva. Ia zi, adă-și-mi un creion de la cu care se dă pe la ochi. Mi-a dat ăsta. Bă, sigur că ăsta nu se scrie, mă. Hai că m-am murdărit, iubire, de zici că-s copil mic. Hai, hai, îți place ăsta? Da, foarte mult, mulțumesc. Doar, dar ăsta era suficient. Ce ai mai luat? Vreau să-ți arăt un cadou. Da. Despre care mami a spus că este urât de rău de tot. Da, dacă a zis mami că e urât, înseamnă că e mega deosebit. Glumează, a spus că e super. Și a spus că să nu o fac, să nu mi-ar toată, că să duce mâine și așa și așa. Da, mami? Da. Da? Vrei și tu de asta? Da. Hai, uite-te. Mi-a venit rău. Aude să fac de goală. Ce? Păi, de ceva gol vrei și tu? Poate e țeacă, ia vezi. Vrei să fii... Să reînnoim? Da, iubire, da! Să reînnoim. Să reînnoim, da, să reînnoim. Vai, super. Vai. Acum vezi dacă ți-ai și bun. Mami, iau rau. Da, iubire, n-aveam un inel. Păi și? Păi pune-l tu, unde? Pe care îl pun? Pe ăsta. Pe ăsta? Doamne, ajută să fie mărimea bună, că dacă nu mă mor pe aia de la magazin. Hai. Cine e, ce trebuie frumos, e, da. Merge cu ăsta, merge. Da, arată și la cameră mai aproape. Păi arăși smurdară pe mâini de la eyeliner să se zică oamenii. Sunt superbe. Hai că merge, merge prea. Sunt expert. Am vrut să merg pe ceva mai lat, dar... Ia, stați puțin, că acum am mari emoții, pentru că îmi bate inima așa. Deci, erau... Berecheața de Adidas nu prea se mai găsește în România, mai deloc. Nu se mai găsește, de fapt, nimic mai nicăieri. Stai puțin, stai puțin! Adidas, sunt Adidas. Stai puțin, stai puțin, stai să zic. Lăsă-mă să mă uit. Berecheața asta de Adidas nu prea se mai găsește. A fost un model care a fost mai deosebit, așa, și e deosebit la tot produsul. Așa cum sunt eu, mulțumesc, iubire. Și sper să-ți fie bun. Hai. Închide-o, nu te uita. Și acum am pus Nike. Gata, mai las să văd? Da, hai. Wow! Ești ăsta-i mic? Ești ăsta-i tăi, da? Aoleu, cât de frumos sunt! Doamne, iubire! Hai, bagă-ți în picioare! Mulțumesc! Pune-i cutie că se prăpădesc. Doamne! Ia, probează-i, ia. Deci chiar sunt frumoși. Doamne, sunt mega deosebiți. Mi-am dorit să fiu fată numai ca să-i port, adică gândește de asta. Doamne, uite, dă-le zoom, dă-le să se vadă. Chiar sunt top. Doamne, cât de frumos. Am zis că la ce artistă, actriță, influenceriță, șmecher am eu lângă mine, trebuie să poartă și ea ceva șmecher în picioare. Așa că ăștia sunt cei mai top Adidas pe care puteam eu să-ți iau. Ia, ia bagă în picioare să vedem. Momentul adevărului, în cap sau nu în cap? Hai să vedem! Cum sunt? Doamne, cât de mișto sunt! Îți plac iubirea mea? Filmează-i din toate unghiurile, din toate părțile! Asta! Ești o regină adevărată cu ăștia în picioare. Mulțumesc. Chiar sunt mișto, nu? Doamne, cât de frumos! Sunt superb, iubire, îți mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Te iubesc și meriți. Chiar când i-am văzut prima dată, eu sunt oricum nebun cu Adidas și cu asta, mai ales cu chain reaction-urile astea. Și când i-am văzut, am zis, băi, trebuie mă să iau și bitemele să fim și noi matching. Guys, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să rupeți butonașul ăla de like, să rupeți acolo, să-l faceți albastru, verde, roșu, cum vreți voi, pentru că chiar este un vlog special. Trebuie să fac outro și la vlogul meu, pentru că ți-am vrut un frame de Crăciun. Băi, deci mi-am frame de Crăciun, fraților. Da. Băi, iubirea, dar nu puteai să-ți găsești tu altă zi în care să-mi faci prank? Nu. Puteai să trebuia să-mi faci doar de Crăciun, da? Da, am zis că e fratar ideea, mai ales că nu o să-ți dai seama că e camera acolo deja pentru vlogul tău. Mi-a ieșit? Da! Mulțumesc! Doar atât ai primit? Bă.
Adică... Dacă am trecuit. Vă mulțumim mult de tot că ați urmărit acest vlog. Noi vă pupăm și vă iubim mult, 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 mult de tot. Și să aveți un an nou cât mai frumos și plin, plin, plin de bucurii. Noi v-am pupat, mergem să petrecem timp cu familia, cu bunicii, cu părinții, cu frații, cu surorile. V-am pupat, sărbători fericite și un an nou genial să aveți. Pa, pa! Pa.